Pensiile speciale sunt greu de ucis și, deși ne țin blocați banii din tranșa a doua din PNRR, premierul Ciucă încă visează frumos și dă asigurări că nu există niciun pericol să nu primim cele 3,2 miliarde de euro. Legea pensiilor speciale este blocată în Parlament, iar USR acuză că premierul Ciucă nu are niciun gând să renunțe la propriile beneficii. Cu a doua tranșă din PNRR blocată, premierul Nicolae Ciucă nu spune niciun cuvânt despre eliminarea pensiilor speciale. Șeful guvernului susține că banii vor veni și că mai sunt și alte țări care nu au primit sumele din PNRR. În acest moment, din datele pe care le avem de la comisie, aproximativ, sper să nu mă înșel dacă am reținut bine, pe cererea de plată numărul 1 doar 11 țări au primit aprobare, iar pe cererea de plată numărul 2 5 țări. Ca atare, în acest moment putem să declarăm că suntem în limitele de timp în acord cu cele aprobate la nivelul comisiei și am toată încrederea că vom reuși să obținem aprobarea pentru cererea de plată numărul 2. Optimismul lui Nicolae Ciucă în privința banilor europeni nu prea pare însă să aibă acoperire, în condițiile în care Comisia Europeană afirmă că reforma pensiilor din România vizează toate pensiile speciale, inclusiv pensiile militare, cu scopul de a le alinia cu principiul contributivității. Iar această reformă este un jalon pe care guvernul României trebuie să-l îndeplinească în PNRR. Însă asistăm doar la niște discuții și declarații politice, iar pensiile speciale rămân și scot miliarde și miliarde din bugetul statului. Mai mult, Nicolae Ciucă ține cu dinții de pensia lui militară și tot încearcă să reușească măcar să scoată aceste pensii din sfera pensiilor speciale, dacă altfel nu se poate. Comisia Europeană însă nu este de acord cu această formulă de compromis în ceea ce privește reforma pensiilor. Comisia, susținută și de Banca Mondială, care este consultantul însărcinat să propună reformele, solicită ca toate pensiile, fără excepție, să fie calculate potrivit principiului contributivității.